Bună, hei, cer scuze, am dat din greșeală cu piciorul în pitic. Nu, e numai capul, am niște super glu, dacă... Nu cred că ar trebui să țineți piticii de grădină în curtea din față. Nu cred că sunt permiși de către asociația de cartier a proprietarilor. Sunteți de la asociația de cartier? Nu. Credeam că trebuie să-mi dați un preaviz. Nu, sunt de mai jos de pe stradă. Sunt... Adolescenți din 15 orașe din țară s-au reunit la Alexandria la cea de-a 18-a ediție a festivalului Ideo Ideis. Motoul fenomenului din Alexandria a fost „Faci lumea să semene cu tine”, încurajând astfel în special adolescenții din orașe mici și medii să urmeze un traseu al redescoperirii de sine, al acceptării vulnerabilității și al luptei pentru o generație a cărei voce se vrea auzită. Pot să spun că am plec schimbată din multe puncte de vedere, pentru că ne-am adunat atâția oameni din atâtea locuri și cu toții avem perspective diferite și păreri diferite și energii diferite și am învățat de la fiecare câte ceva. Vlad, ești obosit? S-a terminat, iată, festivalul. Da, s-a terminat cumva, e ca după lovitură, adică ești obosit și te doare, dar din cauza adrenalinei nu simți chiar la intensitatea maximă. Da, cred că sunt obosit. Cred că abia aștept să merg pe tren să dorm, dar cumva... Mai intră 2-3 săptămâni de festival, mai duc. Suntem, iată, în ultima zi a festivalului. O să te rog să tragem o linie și să-mi spui cum s-a simțit experiența ta anul acesta. Au fost lucruri din ce în ce mai neașteptate, adică am mers la capsule, n-au fost la noi în oraș, au fost în Sfântul Gheorghe, am mers de acolo, am aflat că am fost selectat pentru experiență, după aia că trebuie să mergem aici, că a fost așa un amalgam de chestii și cel puțin în ultima vreme, cum spunea și colega, sunt 3 săptămâni împreună unul cu altul, se creează așa un fel de micro-univers în care sunt mai mult chiar de 20 de oameni, că am avut și echipa de mentor și așa lângă noi, care au efectiv același scop și fie că se mai ceartă, fie că mai au alte lucruri, până la urmă trebuie să ajungă în același punct cu toții și își doresc și sunt împreună. Până la urmă despre asta e vorba, despre a fi împreună. E un amalgam de emoții pentru că am trecut și prin experiența taberei, a capsulelor, laboratorul și într-un final festivalul cel mai așteptat. Eu sunt atrasă de zona asta de teatru și de artă încă din clasa 9-a, când mi-am dat seama că eu n-aș putea să fac altceva cu viața mea și de atunci, de fiecare dată când am oportunitatea asta, profit la maxim de ea. Ce te învață pe tine teatru? Cum ai evoluat tu de când faci teatru? Ce te-a ajutat să descoperi în tine? Cred că ar fi foarte multe lucruri, pentru că de la an la an, cu cât particip la mai multe festivaluri și joc în mai multe spectacole, învăț foarte multe lucruri despre mine, dar și despre oamenii din jur. Și cred că chestia asta nu mă ajută doar în carieră, ci și pe mine ca om, pentru că mă ajută să fiu mai deschisă, îmi dezvoltă niște abilități și e un lucru foarte, foarte special. Povestea e foarte lungă. Povestea pornind de la o trupă de liceeni care a vrut să facă ceva pe bune, real, conform cu valorile, premiile, de fapt, acordate trupelor să fie conform cu valoarea produsului prezentat. Apoi au trecut la o formulă în care nu mai există premii pentru că și-au dat seama că nu despre asta este vorba și s-a ajuns la povestea unor întâlniri, de fapt, acesta e festivalul acum în forma actuală, întâlniri între creatori tineri, creatori la început de drum profesionist, creatori profesioniști în mijlocul drumului și poate chiar creatori invitați pentru discuții care deja au ajuns la o... mă feresc să folosesc cuvântul limită, care au ajuns într-un punct al certificărilor profesionale. Plecând de la inter, lucrurile se desfășoară în flow, care e un semn foarte sănătos. Și în relația cu administrația, și în relația din interiorul grupului, și în relația cu trupele, trupele au ajuns să cunoască atmosfera și cursul festivalului, astfel încât lucrurile cumva se simt firesc, se consumă firesc,
Partea de revelație e aproape firească, ceea ce e foarte mișto, pentru că nu e o constantă și nu e ceva cu care partea educațională românească e obișnuită, nu face parte din modelul pe care îl vedem de obicei în mediul academic, iar festivalul în punctul ăsta cred că s-a maturizat în acest sens, în felul natural în care lucrurile se întâmplă autentic. Neforțat, nesurprinzător pentru nimeni, e pur și simplu curge, pur și simplu natural. Cei care îndrăznești, se înscriu și participă la capsule, e clar că au o doză mare de curaj să iasă din zona lor de confort, iar în prima zi când vin, pentru că ne este teama de necunoscut pe care o avem cu toți, indiferent de vârstă, sunt destul de rezervați, dar în momentul în care capsule se termină, la finalul celor 6 zile, sunt ca niște flori care se deschid, care au avut parte timp de 6 zile de un spațiu în care ei s-au simțit în siguranță, în care au văzut că este în regulă să fii vulnerabil, în care și-au descoperit între ei faptul că au aceleași frământări, aceleași griji, aceleași nevoi și atunci prind din ce în ce mai mult curaj și se deschid. Iar cu adolescenții lucrurile sunt destul de simple, în sensul în care dacă ești sincer cu ei, pentru că au un simț foarte, foarte bun, dacă e sincer și tu la rândul tău îți dai voie să, ca adult, să fii vulnerabil, și ei se deschid. Se deschid pentru că e acest sentiment de reciprocitate pe care reușim să-l creăm. Nu doar ei învață de la noi, și noi învățăm foarte multe lucruri de la ei, foarte multe lecții valoroase. Hey, e timpul să inventezi ceva. Just play. E simplu, realitatea mea s-o schimb și lumea sunt ce sunt. Ce fac, ce simt, ce vreau, lume mai frumoasă. Pasiv nu pot să stau. Fiindcă eu sunt motorul, eu sunt creator cu pasiune în tot ce fac, să modelez viitorul. Expresie, nu depresie și încredere împreună pentru o altă perspectivă. Hai, ia-mă de mână, fac lumea să semene cu mine, ești oglinda mea. Ce-arăți așa de bine, cum faci bine, te reflecți în ea după timpul. Și asemănarea mea, da-ra-da-da-ra-da, 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 da-ra-da-da-ra. Hey! Iubesc orașul și natura, oamenii mei la fel. Înțeleg legătura. Nu lasă să strecoare ură, nici o picătură. Responsabil în tot ce fac și în tot ce scot pe gură. Ridic o generație, am energia și elanul. Nu suntem un val, noi suntem oceanul. Fac lumea să semene cu mine, ești oglinda mea. Și arăți așa de bine când faci bine, te reflecti în ea. O idee să 18 ani, ajuns la majorat, tu primul an mentor în cadrul acestui festival. Trebuie să îmi povestești cum a fost această experiență. Măi, o pot rezuma într-un singur cuvânt, neașteptată. În sensul următor, eu auzisem de o idee, era un zvon permanent, era așa ca un zvon în lumea artistică. În august nu găseai niciodată pe nimeni și întrebai, mă, dar unde sunteți? Suntem toți la Ideo Ideis. Și cumva foarte mulți actori, astăzi actori mari, îți povestesc cu o nostalgie nebună despre Ideo Ideis. Și toți îți povestesc, doar cum am început la Ideo și cum era. Și era zvonul ăsta superb. Ori acum am ajuns și eu să cunosc acest zvon și eu... Onoare enormă, n-am cum să mă exprim altfel. Este o onoare uriașă să văd toți copiii ăștia minunați și n-am crezut că România are o zonă artistică în zona adolescentină atât de vastă și de faină. Generația asta de tineri care vin și au declicul ăsta și vor să joace teatru, câtă deschidere au ei să-și expună, eu știu, vulnerabilitatea? Am simțit că nu sunt foarte multe festivaluri de adolescenți, dar am simțit că în paralel, după Ideo Ideis, apropo de majoratul Ideo Ideis, că au început să apară din ce în ce mai multe, că nu, se zvonește că mai e la Focșani, că e mai e la Bacău, că asta înseamnă că încep să apară. Și mi se pare foarte fain pentru România să-i ții pe tineri, puștanii ăștia de 17-16 ani, să-i ții aici într-o sală de teatru, decât în Păcănele. Mi
mi se pare impresionant că toți copiii ăștia, uite, uitați, nu știu dacă îi vezi în jur cât sunt, sunt câteva sute, sunt într-o sală de teatru. E vineri seara și uite la ei cum îți intră toți în sala de teatru în loc să ți intre într-un casino sau într-o crâșmă. E wow! A fost un an plin, adică am început selecția pentru spectacole din septembrie. Noi am tot fost să vedem cât mai mult și cât mai divers ce oferă piața în momentul ăsta în zona teatrală. În primul rând pentru că avem o sală specială care necesită un anumit tip de spectacole cu o, cum să spun, puține personaje care pot să intre într-un spațiu mai mic, dar în același timp să aibă impact pentru că e o sală mare de 300 de locuri aproape. Iar selecția am făcut-o pentru trupe în momentul în care am dat acest call de inscriere și copiii au înregistrat spectacolele pe care le-au făcut anul ăsta și le-am vizionat și asta a fost, am selectat. Care sunt criteriile principale ale voastre în ceea ce privește calitatea și cum ajungeți la acești copii? Că până la urmă este un festival cu totul aparte în România, este un festival dedicat adolescenților, un festival de teatru dedicat adolescenților. Ne interesează în primul rând ei ca grup, mai mult decât subiectul sau să fie o piesă cunoscută sau un autor cunoscut. Ne interesează cum funcționează ei ca grup, ce căutări au ca adolescenți. Unii dintre ei au început să scrie textele, sprijiniți de coordonatorul pe care l-au și cumva am selectat cât anul ăsta, ne-am dorit să selectăm și cât mai diverse spectacolele, pentru că e interesant pentru un tânăr adolescent să vadă un spectacol și de comedia de arte și de teatru contemporan și texte scrise de către colegii lor care au avut curajul să-și expună părerile și ideile pe scenă și ceva în zona de musical mai cântat. Adică am încercat să căutăm cât mai diferit ca să îmbogățim un pic cultura lor în ceea ce privește zona asta teatrală, care e un pic mai puțin accesibilă. Dacă nu te duci tu către ea, mai greu vine ea către tine. Vă se pare că tot e sub control. Cred că pe dumneavoastră vă adoră. Mântândeaba pentru asociația de proprietari. Trebuie să țin teren pregătit. Pregătit pentru ce? Nu munciți, nu? Am încetat să mai consider ceva important. Am încetat să mai consider multe lucruri importante. Ideea ideii să a ajuns la majorat. Spuneți-mi ce simțiți în momentul acesta, iată, la finalul ediției din 2023. Cred că primul lucru care îmi vine în minte la auz întrebării este e legat de ce simt în legătură cu predarea ștafetei, poate e mult spus, dar faptul că festivalul e într-un punct în care are o echipă atât de solidă încât nu mai depinde de prezența cofondatorilor. Și ăsta e un lucru pe care și eu și Andreea Borțun, cealaltă cofondatoare, ni l-am propus de acum câțiva ani, pentru că e extrem de important ca festivalul ăsta să supraviețuiască dincolo de prezența noastră în el. El e un festival care aparține comunității, aparține echipei, aparține tinerilor care au venit și urmează să vină aici. Și întotdeauna în viața unui eveniment există un punct nevralgic, e un punct sensibil atunci când fondatorii fac un pas în spate. Și pasul ăsta a fost făcut și nu s-a modificat în niciun fel calitatea festivalului. Dincolo de asta, ce simt e că am conștientizat că începând de anul ăsta am mai mulți ani cu IDEO în viața mea decât fără și evident că e o formă de satisfacție care vine la pachet cu tipul ăsta de longevitate și implicit cu numărul mare de adolescenți care au trecut pe aici și au avut revelații succesive și s-au bucurat de prezența de aici. Mai există festivaluri dedicate adolescenților la o scară ceva mai mică. Chiar festivalurile astea au fost ceea ce a născut ideea Ideo Ideis, pentru că el s-a născut dintr-o trupă de teatru din care făceam parte eu și colegii mei cu care am început acest festival. Și mergeam la evenimente de genul ăsta și de aici ne-a apărut ideea. Diferența e că festivalurile cu pricina se desfășurau în limba engleză, erau mult mai mici ca desfășurare de forțe, dar practic de acolo ne-am luat, ca să zic așa. Deci asta e geneza poveștii. E complicat de sumarizat ce am învățat, pentru că e lucru care e cel mai important în devenirea mea ca om și ca artist. E de departe lucru cel mai important pe care l-am făcut până acum.
Și ce am învățat, cred, primul lucru care îmi vine în minte e legat de puterea echipelor, de ce înseamnă să lucrezi împreună și ce înseamnă să lucrezi împreună pentru un lucru care te pasionează în mod autentic, e ceva ce se izvorăște dintr-o dorință pulsândă, nu e ceva ce se naște din, nu știu, dintr-un context favorabil sau dintr-un context în care ajungi pentru că ești încurajat. Entuziasmul e, nu știu, e o piatră de temelie a construcției festivalului ăstuia și mă bucur foarte tare că entuziasmul ăsta încă se simte și după 18 ani, se simte și în echipă și se simte și în cei care vin aici și ăsta e un lucru foarte frumos. După ce an la rândul adolescenții din Alexandria au fost exclusiv voluntari în organizarea festivalului, majoratul Ideo Ideis a reușit să constituie prima trupă de teatru care a inclus elevi din mai multe școli și licee din Alexandria. Constituirea trupei s-a realizat în jurul laboratorului, o trupă a voluntarilor pregătiți să intre în lumina reflectoarelor. Parte din trupa inițială din care s-a născut asociația TETA și apoi festivalul Ideo Ideis. În schimb, da, pot să zic cu mare bucurie că anul ăsta în sfârșit avem o trupă din Alexandria și o trupă care s-a format în interiorul proiectului Ideo Ideis Laboratorul, cel de care mă ocup începând din 2012 când am demarat prima sesiune. Este un proiect care s-a desprins din cadrul festivalului. Noi am început inițial o secțiune dedicată comunității cu ateliere pentru copii, pentru părinți, o secțiune care a crescut foarte mult și odată cu pandemia, când altceva nu s-a întâmplat aici în afară de zona de dezvoltare comunitară, ne-am dat seama că e unul dintre cele mai importante lucruri pe care le facem. Așa că odată ce s-a terminat și renovarea centrului, am reușit să obținem și o finanțare de la autoritățile locale, astfel încât să avem activități similare cu cele din cadrul festivalului pe o durată mai îndelungată, sperăm noi pe viitor, pe tot parcursul anului. Mă bucur foarte mult că putem să facem și noi parte din ea prin acest proiect despre care vă povesteam, pentru că anul acesta am reușit să ajungem prin proiectul Experiența Ideo Ideis în 8 orașe din România, unde am cunoscut peste 200 de adolescenți care au lucrat în capsule de teatru și deșteptări, de unde am selectat 20 de adolescenți care au trecut prin tot ceea ce înseamnă o experiență rotundă de învățare Ideo Ideis. Adică au trecut prin capsule, au trecut prin tabără și iată-i în laborator și iată-i ajuns și în festival, la cea de 18-a ediție. Deci, practic, încununăm și această plimbare prin toată țara să cunoaștem cât mai mulți adolescenți și să-i aducem aici în festival. Snickers! E ok, măi, băiatule. Animalele mai mor. Snickers a avut o viață bună. N-avem cum să știm ce se întâmplă când moare cineva. Snickers ar putea fi aici noi chiar acum. Am putea să zicem, de exemplu, bună, Snickers, ai fost o pisică foarte tare. Asta este partea foarte interesantă, pentru că noi mergem în comunități mici și medii, unde vitalitatea culturală este scăzută și unde nu se întâmplă mare lucru pentru adolescenți. Iar unul dintre lucrurile pe care le spunem le spun atunci când mergem în prezentare și chiar le subliniez adolescenților pe care îi cunoaștem, este că nu e nevoie să aibă experiență în lumea teatrului sau artelor alăturate pe care noi le aducem. Este o experiență, de fapt, teatrul și artele arăturate sunt mijloacele prin care ei se descoperă pe sine, se redescoperă, prin care sunt mai aproape, sunt mai aproape de cine sunt ei înșiși, învață să lucreze în echipă,
învață să-și asculte vocea, învață să aibă curajul să-și exprime vocea lor, pentru că contează foarte mult. Sunt o generație foarte profundă și ne dorim să fie din ce în ce mai auziți. Deci nu au experiență în teatru, nu au niciun fel de experiență. Tocmai asta a fost remarcabil, că cei 20 care au fost selectați au fost 7 zile în tabără, unde au lucrat la 2 produse culturale originale, un spectacol de teatru și un scurtmetraj. Ele au fost realizate, scenariile au fost realizate pe baza unor interviuri pe care acești 20 de adolescenți l-au luat în comunitățile lor, cu oameni din comunitățile lor, pentru că ne-am dorit foarte mult ca cele 2 produse culturale să aibă la bază empatia cu publicul. Și în 7 zile au reușit să creeze acest spectacol de teatru pe care nu știu dacă ați apucat să-l vedeți, dar care a emoționat foarte, foarte mult. Și scurtmetrajul la fel. Da, în 7 zile. Faptul că am ajuns în festivalurile astea de adolescență atunci când eram la vârsta adolescenței a contribuit în mod determinant la alegerea meseriei și asta s-a întâmplat și pentru foarte mulți dintre tinerii care au ajuns la IDEO și la alte festivaluri de gen, dar miza noastră în timp s-a coagulat într-o direcție de educație alternativă prin teatru și arte alăturate. Nu suntem o tabără, nu suntem o pepinieră de actori, regizori, scenografi, suntem un spațiu care caută să le ofere adolescenților o platformă în care să-și găsească vocea, să găsească ce le place să facă și ăsta e un lucru care nu s-a schimbat pe parcursul anilor, ci poate doar a căpătat mai mult contur în ceea ce privește felul în care sunt articulate secțiunile festivalului, lucrurile pe care le facem aici. Dincolo de asta, generațiile s-au schimbat din foarte multe puncte de vedere. Asta e o părere, nu știu, e o părere impresionistă a cuiva care nu studiază fenomenul, că e un fenomen complex și foarte complicat, dar cu siguranță că social media și prezența social media e un aspect care e foarte ușor de identificat. Aplecarea spre cultură devine din ce în ce mai dificilă în tipul ăsta de context și atunci faptul că genul ăsta de festivaluri încă există e un lucru încurajator, că asta înseamnă că încă există adolescenți care sunt preocupați de zona asta și asta e cel puțin salutar. De unde ai ceva? De ce te uiți așa la mine? Stai, nu te uiți!